E deja o tradiție în prag de alegeri să aflăm de la oamenii lui Răzvan Anghelescu, practic, de ce suntem noi chemați la urne duminică. Vă las cu Vax Populi, nu uitați, duminică seară de la ora 10, deci după ce aflăm rezultatul alegerilor, aveți la Prima TV Starea Nației special. Vorbim săptămâna asta despre cum a reușit România să fie pe primul loc în Europa. Din păcate, la traficul de persoane. Să vă fie bine! Vă interesează alegerile astea de duminică? Vreți să vă duceți, nu vreți să vă duceți la alegeri? Păi de ce să nu mă duc? Vă duceți? Da, mămică. De ce vă duceți, doamnă? Păi știu eu. Cunosc eu, nu. Dacă dumneavoastră, eu ce să știu? Dar totuși vreți să vă duceți? Da, am zis, vă zic să nu zică ceva. Cine, domnul? Da? Cine să vă zică? Cine să vă certe? Zic, cineva să mă certe, să mă-mi dea amendă. Na, mă gândesc și eu așa. Ați găsit așa pe cine să votați? Sau... Pe cineva tânăr. Dar să aibă și familie, copii, ca să-l doare de greutățile la alții. E important să aibă copii, cel pe care îl votați? Păi dacă nu e familist, la ce vine? Punem interlopi? Ne ducem și eu. De ce vă duc? Ne ducem, poate o ieși, poate o ieși altcineva, cum să vă spun eu, care ne mărește și nouă salariile, ne mărește și pensiile. Să ajungem până duminică. Să vedem. Cum vi s-a părut? Ați urmărit campania, candidat? Nu prea mă uit, că n-am timp. N-am timp. Nu aveți. Dar vreți să vă duceți sau încă nu? Mă duc. De ce vă duceți? Să văd pe cine o votă. Mă hotărâți acolo sau cum? Acolo, când o intra acolo. Vreți să vă duceți dacă v-ați făcut o părere despre candidat sau nu vă interesează? Da, dus mă duc, dar să întreb copiii pe cine votez. Da, vă interesează? V-ați uitat așa la candidat sau nu v-ați interesat? Nu m-am interesat, să mă lămurească copiii. Eu sunt pentru ei. V-ați interesat sau nu? Pentru favoarea lor. Problemele noastre nu le rezolvă nimeni. Ce alegeri sunt duminică? Cel mai bun. Ce alegeri sunt? Pentru ce votăm? Ce funcție votăm? Pentru ce funcție? Duminică. Ne ducem la vot și ce votăm? Ce alegeri sunt? Primarii, parlamentari, președinți, ce votăm? Primarii. Iar primarii, am mai votat odată. Nu știu, cum vreți noi asta? Pentru ce votăm duminică? Ce alegeri sunt? Să-l dăm jos pe ăsta, să nu mai fie. Pe cine, doamne? Președintele ăsta. Pe Iohannis? Da. Mai mergeți la vot? Adică vă mai duceți? Ne ducem mereu. De ce? De ce votăm? Păi, dacă ne... Să mai schimbă ceva în țara asta. Ce se face? Să ne bage la serviciu, să mai străim cu ajutoare. Asta spera să se întâmple. Păi, da. Ați mai fost și până acum? La alte alegeri. Da, păi da. Și s-a întâmplat ceva? S-a întâmplat, că nu pentru ei fiecare, nu pentru noi. Chipurile că nu prea știm pe cine acum, care e deputații, care e, dar ne ducem. De ce, doamnă? De ce ne mai ducem? Nu știu. Nu știu de ce ne mai ducem. Cum o să votați, doamnă? Vă duceți în cabină acolo și ce faceți? Pe cum am făcut și de rândul trecut. Cum ați făcut? Mi-a arătat, nu știu cine, tot așa, un domn ca dumneavoastră, că nu o știam. Și v-a arătat pe cine să votați? Mi-a arătat așa, deci uite aici, aici, dar nu să știu. A spus acolo unde v-a spus? Păi nu, eu așa zic, a zis că ori pe ăla, de unde să știu eu? Am votat pentru primar și acum pentru ce votăm, pentru ce funcții mergem să votăm duminică? Ce votăm? Dom'le, pentru... V-am spus, nu pentru mărirea salariilor sau... Ce alegeri sunt, vă întreb? Ce alegeri sunt? Ce votăm? Ce alegeri sunt? După primarii am votat, acum ce votăm? PSD-ul am spus. Dar acum să vedem care nu se știe, că sunt eu, altul e cu PNL-ul, altul e cu România Mare, altul e cu câte partide sunt. Ce votăm duminică? Ce alegeri? Băi, nu sunt parlamentare. Și sunt importante, asta zic. Da, 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 da. Normal. De ce timp? Trebuie să de Bubița, facem o schimbare la Consiliul Popular acolo.